Mulțumesc, doamna președintă. Eu aș dori să supun în temeiul articolului 104 alineatul 2 din regulamentul Senatului, ce permite depunerea de amendamente și în timpul dezbaterii în plen, un amendament pentru modificarea articolului 369 din legea 286-2019. Aș dori să-i dau cuvântul, deci să citesc această propunere. Ideea este preluarea deciziei cadru din 2008-913 a JAI, invocată drept temei juridic al actualei propuneri de modificări legislative. Amendamentul sună în felul următor. Instigarea publică la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau unui membru al unui astfel de grup, definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională sau etnică. Deci vă propun... Pe ședințele, pe procedura de ședințe hibride online nu se pot depune amendamente, îmi pare rău. Da, înțeleg. Am studiat regulamentul Senatului, articolul 136 nu prevede acest lucru. Acum rămâne la latitudinea dumneavoastră. Mulțumesc!